Bună ziua, tataie, și bine ai venit la interviu. Bine v-am găsit. Dacă începem să numărăm toate mașinile pe care le-ai condus, ne ajung degetele de la mâini și de la picioare? Nu, n-au fost așa multe? N-am avut așa multe. Păi, ai condus Fiat-ul, ăștia care le țin eu minte. Fiat, IMS și vreo două feluri de Aro. Astea da. Le-ai și avut, nu numai le-ai condus, da, le-ai avut. Din 1970 încoa. Da? Și înainte de Fiat ai avut altceva? Înainte de Fiat am avut un IMS. La servici ai condus și acolo tot felul de... De la ălea, ce ai zis? Tatăl ați avut? N-ați avut? Ați avut? Am avut tatăl în armată. În armată a fost tatăl, da. Da. Și... La școala de șofer de la Vârlad, din 1956. Așa? Am avut, era așa, Praga. Praga, cehoslovacă. Cehoslovacă, camion. Da. Am avut Ford Marmon, așa îi spunea. Cu motorul în cabină era aceea lângă tine. Cum în cabină? Adică, nu era sub tine ca la camion? Între tine aici. Între scaunul ăsta și scaunul ăsta era motorul. Deci între șofer și pasager. Așa. Cum ar veni. Am avut Tatre, care avea și capestan. Bă, și altele nu aveau capestan? Da. Nu toate au capestan. Nu toate. Și capestanul era acționat de motor, deci așa, nu era... Așa de la armată avea capestan, avea partea din spate ca un fel de furcă, care se proptea ca să... Să tragă bine, să... Ca să țină, să se țină bine, da. Și capestanul acționat de motor trăgea greutatea care o avea de tras. De exemplu, o mașină care rămânea în baltă, împotmolită undeva, întindea cablu... O agăța pe aia și scotea afară. Ce mai făceam cu mașinile alea în timpul școlii? Vezi, ofițerii săraci avea și sobe cu lemne. Așa erau. Și mergeam acolo către Vaslui, de la Bârlad către Vaslui, era păduri. Era copac mari căzuți jos, tăiat, nu te putea agăța nimeni de ei. N-avea cum să-i încarci, mari. Trăgea mașina cu asta, cu parte, carosata. O trăgea cu obloane lăsate lângă ea, și punea cu capestanul de la mașina aia la altă și îl trăgea în sus. Îl trăgea pe camion. Și acasă la ofițeri. Era militar care era la școală, îi duceam și acum dacă îi duce și prinde că i-a găsit făcând ceva în grădină la ofițer, îi cam leagă pe ofițer, știi? Dar atunci se duceau militari și... Lua militari și... Le tăiau, tăia, cioplea din ele și punea pe foc. Și când ofițerul era prea de acasă, pleca de acasă, se mai ducea și cât un militar de ăsta, cam ca tine, așa, prezentabil. Așa. Și mai ținea loc și ofițerului. Aha. O spăla pe picioare pe doamna. Aha. Așa, o aranja, o flexiona, o... Avea grijă de ea, cum ar avea grijă de ea. Dacă ofițerul era plecat în altă parte, nu putea așa de fiecare dată. Când era plecat, de exemplu, la 5, plecam noi cu trenul, mașina îmbarcată pe tren, la Galat, la 5. Și eram plecați 2-3 săptămâni în aplicația aia. Că numai drumul, îmbarcarea și drumul dura o zi și o noapte. După, zis, lapte întors. Și îmbarcați mașina pe tren? Pe tren. Uh-huh. O ancoram pe tren cu pene la roz, cu... Și ca să o aveți acolo să faceți exercițiu sau ce da, făceați? Da, da.
Și a venit timpul să mă eliberez. Așa? În 1957, toamna. 57, toamna. E? Și bineînțeles că pe timpul ăla te-ai eliberat și deja te-ai dus la servici, sau? M-am eliberat, am dus acasă. Cred că am depus sicrele pentru un al doilea copil. Așa. Și asta te-a mai acasă. Deci din octombrie sau nu știu când am eliberat, până în martie. Până în martie 58. În martie am dus la Craiova să vedem unde mă angajez. Și am găsit un loc la Geofizica București, care avea o secție la Craiova. A, deci avea o secție și la... Unde e benzină... și garajul era unde e benzinăria. De aici, de la gara, benzinăria prima. Aici, pe colțul ăsta, unde e benzinăria, ci de intri el. Era garajul nostru și dincolo era Competrolul. Și era un ciumitric ăsta, al Zgoaide. Era paznic acolo. Era împărțit în două, știi cum e acum acolo. Stația de benzină a luat tot și Competrolul și fostul garaj al Geofizica. Da, da, da. Că asta era o secție mică al Geofizica, știi? Da. Câteva mașini, un atel mic de reparație. Și Geofizica asta se ocupa de sonde, da, de montat, de extrat, de nu, tot, sau de ce? Geofizica asta se ocupa de prospecțiuni geologice și geofizice. Avem niște stații geofizice cumpărate pe la americani la mâna a patra. Luatele Ceaușescu prin iranieni, irachieni cu care era el prieten, că cu americani nu era prieten. Nu era prieten, da. Așa. Și prin aia le lua. Deci, aia le era de la americani, le folosai 15-20 ani și le dea românilor. Și le luau de la american tot la mâna a doua, că nu erau mâna. Nu știu cum le lua. Poate le lua chiar la mâna întâia. Dar le dădea la mâna a doua la români ca noutăți, ca ceva modern. Exista niște aparate care se chema geofoni. Aia se băga în pământ. Și între ele se lega niște fire. Nu știu cât era de astea. Se lega niște fire care mergea la stația aia. Sonda se fora la până la maxim 100 metri. Deci, da. Și după ce se fora, venea ăștia. Când gaura era gata, de se putea băga trotil în ea, venea ăștia cu stația, mergeam noi, că era pe diferite ramuri, știi? Cu explosivul. Așa? Cu dinamită sau... sau trastralită, nu știu cum era cum. Și astea le cărai matale cu mașina acolo. Da, dar mi-a căzut o cutie de aia din brate, putea să explodeze. Am avut noroc. Și stai puțin și te primeai cu mașina cu ele în spate și pe drumuri? Da, da. Doar că aveam niște fanioare negre care scria pericol pe ele. Fără mașină de... Fără, fără. Nu știu dacă ăsta avea... Nu cred că avea pistol în șeful de echipă care... Care era acolo cu matoare, da, în cabină. Artificierul care... Deci dacă venea cineva, cineva și te dădea jos din mașină și zicea că dă-mi ăștia, aia era. Dar nu prea știau ei ce e pe acolo, cred că. Nu știa, păi am... În sfârșit. Și în momentul când introducea, îl punea pe un lemn, ca lupurile alea așa, ca lupurile era de 100 de grame în fiecare. Ca degetoase alea. Da, 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 da. Învărite în hârtie, le legai așa pe lemnul ăla. Așa? Și pe ăla îl introduceai cu
niște prăjini speciale în sondă. Cu capsă, cu electric. Asta când băgai explozibilul. Când băgai explozibil. Dar înainte să știi că băgai, erau niște sondele astea, înainte de explozibil. Să faci sonda. Da, și băgai asta de la geotehnica. Sondezele era pe niște mașini, țeagul roșu era. Așa? Sau țeagul roșu sau zil, zis. A. Zis. Așa. Zisul era rusesc. Da. Steagul roșu era următorul zisului, același. A, da, era o variantă mai îmbunătățită. Da, cu motor de patru linii, în sfârșit, aceeași construcție, model, știi, făcut de pe la rușilor. Și era o turlă care era pusă pe, în bara din fața mașinii, era un trepied făcut și turla când o lăsai în timpul transportului, o lăsai pe trepiedul ăla, din față. Da, 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 să stea, da, să o transporti. Am mers și cu aia, am condus și pe aia. Da. Foarte greu, că făcea balans, mai ales că mergeam noi pe drumurile proape câmp. Da. Și după aia, când ajungeai la, o trăgeai pe cucurul unde trebuia să faci gaura, da, ridicai turla, trăgeai de niște manete, s-o ridica așa pe spate. S-o ridica pe picioare. Da. În spatele mașinii, așa. În spatele mașinii. Și atunci aveau acolo o masă care o cuplai, să o tige pătrată care să culisați sus și jos. Să o controlezi. Așa. Și ce făceau? Ce făceau cu ăstea pe care le băgai acolo? Vreau să vadă ce e, dacă găsesc, da, ce trebuie. Și sau... cu dinamita aia care băgai acolo, îi dădeai un aparat. Aha. Îi dădeai scânteie la capsa care era jos. Aha. Lua foc dinamita, se producea un zgomot. Da, o explozie acolo. O explozie și geofonii aia care erau așa înșirați înregistra undele. A, ca să vadă unde... Se transmitea unde... la stație. Și atunci... Și acolo și o diagramă care îți arăta niște linii oarecare... Pe care cineva le putea citi, pe interpreta. Pe care geologii le citea, le interpreta. Da. Ori e nisip, ori e strat de gaz, ori e strat de... Țiței, ori... Țiței, în sfârșit. Țiței nu era la 100 de metri. Păi, ce era? Ce... Așa... Și în urma interpretărilor răsturat date la minister, la un mare, la Direcția Generală, la Petrolului, la minister, se considera că, se constata că în punctul cutare, la Vulpeni, că și acolo a fost sondă. A fost sondă, eram în armată. Ha? Nu, eram plecați. Nu mai contează, deci... Eram plecați cu geofizica noastră. Deci unde făceați... Așa. Studiul ăsta se spunea. Da. E sau nu e merge ceva? Merge o sondă de prospecțiuni la adâncimea de 2000 de metri să vadă ce e acolo. Și ăia, cu sonda lor, acum era instalație mare, cu oameni la 3 schimburi. Și aia era, de fapt, sonda care extrăgea are ce era sonda acolo. Care cerceta deocamdată. Cerceta, deci prima dată mai cerceta... Cerceta din loc în loc, băga o carotă și ce aia? Un instrument de săpat pe care în interiorul lui rămânea... Solul, da, materialul. Era o țeavă care, prin învârtire, intra în el... pământul ăla pe care îl întâlnea, nisip, pietriș și așa, și îl dădea la... S-a făcut carotă de la adâncimea cutare la adâncimea cutare. 2 metri. Acum eram la Giorgia Craiova, pe turism. Aha. În 1900, când m-a retras, în 53, în... Deci ai lucrat și la ăștia după aia. Am lucrat la ăștia. M-a retrat de la geofizica. După 5 ani am venit la Craiova. Și m-am angajat la ăștia la foraj. La foraj. La geologi. Mă trezeam cu geologul șef Nicolae.
mașina și te duci în cutare loc. Și erai cu o mașină mică, cu, cu turism. Cu IMS. Cu IMS. Te duci în cutare loc, vezi că e, să iei o carotă de acolo. Și era, îmi dădeau ea în vreo hârtie, buleteul ăla de pământ care o scos să-i de acolo, îl aduceam la ei, la Craiova, la geologi. Pentru analiză. Pentru analiză. Ăștia se uita la el, îi făcea pe la cui făcea, îl punea prin borcane să vază că, cu gaz, cu ce dracu, cu atetilenă, cu ce dracu făceai acolo. Și probabil, nu știu, confruntat cu diagrama care o primea de la carotajul făcut înainte, că între timpul ăsta în sonda asta se făcea și carotaj electric. Alte stații, alte acareturi care scotea altă diagramă și confrunta carota de la adâncimea D cu adâncimea D după diagramă. Că pe diagramă să trăgea din loc în loc câte o linie din sute de metri. Și zicea că de la 100, de la 500 la 600 s-a luat carota asta și ar fi apă sau petrol sau gaze. Confrunta carota cu ce a ieșit pe diagramă. Da. Să vadă cam ce, dacă corespunde. Prima dată veneai cu geofizica, după aia cu carotajul. Da. Și ai lucrat și la ei, că ăștia veneau după geofizica. Și a făceau... fost la foraj. Așa? Se căcăram alea. Și mai căram ceva. Că nevasta lui geologul șef a fătat doi băieți geveni. Așa. Unul a murit și unul trăia. Și ea nu alăpta. Și mă trebătea, aveam o oră specială când mă trebătea să iau laptele după Sfântul Mântuleasa. Așa. Asta după Unirii, așa undeva jos, unde era o biserică în partea stângă, parcă era. Și aveam și misiunea asta. Să iei laptele să-l duci laptele la... Să le aduc la doamna acasă, să crească copilul. Aha. Da, păi. Și după aia am trecut la carotaj în 64. Că aveam pe Finul care a murit, pe Cimpoierul, care lucra la carotaj. El a plecat de la geofizica direct la carotaj. Așa. Eu am făcut asta, am venit la foraj și pe urmă am stat de vorbă cu ei și mi-a spus, uite, să câștig așa mai mult. Dar geologul, șeful care lucra, mă, Nicolae, te duci tu acolo. Așa. Știu că să câștigă mai mult, dar și timp să consumă mai mult. Și a avut dreptate, sau? A avut dreptate. Erai... Da, domnule Inginer, dar... Vreau și eu bani mai mult, că-mi trebuie. Da. Așa. Vreau cu casa, construcție, copii, luați la școală. Și culmea că nu mi-a dat inginerul șef de la foraj, nu mi-a dat transferul. Directorul a plecat prin Grecia. Și ăsta l-am vrut. Nu văd dacă am nevoie de el. Fii atât că asta stătea de vorbă inginerul șef de acolo cu directorul nostru de la carotaj. De la carotaj, care te aștepta. Care mă aștepta. Ăla că nu-i dau drumul ăsta, tovarășul Tănăsescu, te duci la Ploiești, dai probă de lucru și ești angajatul nostru. Da. Dar transfer nu. Ăștia între timp mi-a desfăcut contractul de muncă. Am dat acolo probă la Ploiești, m-a angajat. Proba asta în ce constată? Mai ții minte? Păi, probă ca șofer. Deci trebuia să dai probă ca șofer, nu conta că ai fi lucrat înainte tot șofer nu, și așa. Nu. Îmi dădeai iarăși. Așa. Op, între timp veni ăsta din, după câtva timp, o lună, două, nu mai știu cât, a venit directorul de la, din Grecia, de unde a fost plecat, a intervenit geologul șef, fostul meu șef. Și mai avea și eu prieten pe acolo, pe ăla de la muncă, știi? Șeful cadrelor, cum se spunea. Așa. Și a intervenit pe lângă director și a anunțat decizia de desfacere a contractului de muncă și
mi-a dat transferul. Păi stai puțin, și dacă îți, dacă îți desfăcea contract de muncă și te angajai în partea altă, nu era bine? Nu. Păi pierdeai toate drepturile din urmă. Ah, deci îți trebuia transfer. Trebuia transfer. Că este de acord cu transferul. Cartea de muncă cu tot scrisă în ea. Aha. Acum am înțeles diferența. Și mi-a dat transferul. Ieri am prins o parte din asta cu, cu transferurile. Deci mi-a zis la un moment dat că ai lucrat 5 ani la, la geotehnică, 2-3 la foraj și pe aia te-ai mutat la carotaj. Dar cum a fost cu transferul? Că trebuie să te duci cu ele, să te... Am avut un semn de secție. Unde eram? Nu știu. La, la una din secții, dar nu mai știu la care. Și când mă duc la zis că băieți, eu plec la București. Când voi vreți să plecați, adică n-aveți o, o nevoie să mă căutați. Reinginele și-a fac junt. Arutin Valerul chema. E important și asta, nu? Când m-am dus cu Irtia la, la director, ăla a făcut bun nume mare. Eu... Dai seama că eram pleașcă. Da, vreau foarte, adică vreau foarte mult să pleci de acolo. Păi vreau să mă retrag la Craiova. Ca să... Nu știu dacă găsesem locul de casă. Să fac o buzdună, că se făcea copiii de școală. Și dacă îmi lua cu teo fizica 6 luni colo, 6 luni colo, nu mai școală de mai era aia. Așa. Și umblând pe acolo, m-am întâlnit cu inginerul. Și cu tine. Păi, doar și inginerul, te vreau să plec. Și domnul tovarăș și director nu e de acord. I-am dat cererea și din nu ăla a făcut un da. Deci era două litere. Ăla a zis nu și ăsta a zis da. Și aici la, la Carotaș a zis că ai stat 25 de ani. Da. Din 64 până aproape de până 89. Până în 90. În 90. În ianuarie, 90. Da. Când te-ai pensionat. Bun. Și aici la Carotaș, pe ce, pe ce posturi? Bine, șofer, dar în afară de șoferie... Am uitat să spun ce mașină aveam la geofizica când m-am angajat prima dată. Ce mașină aveai la geofizică? Zis, Ural, de 3 tone. De a, deci... Cu ăla care spuse că am coborât pe, pe balota în jos. Asta pe care, de care mi-ai povestit mai demult, că avea cabina de lemn? Cabina de lemn cu pornit la manivelă. Cabina de lemn? Frână de mână de pe, doar pe rostele din spate, prin tije. Frâne la picior, tot pe roțile din spate, prin tije, pe vată n-avea frâne. Mm-hmm. Bună, nu? Și când mașina, pune... mașina Ural zis al rușilor cu care a câștigat războiul. Păi stai puțin, și când ne gândim așa, dacă avea frână doar pe roțile din spate, când era goală, nu mergea cu roțile târâși. Adică, când pui frâna pe față, e altceva, că au coborât. Nu prea conta pe vremea aia, că era o mașină aici, una... la 15 km în spate. Păi da, dacă îmi trebuia să cobor pe serpentine... Uite că am coborât, vai de curul meu cum am coborât. Că erai singur? Singur. Dar, cum îi spune, servodirecție avea? N-avea. Ce servodirecție? Avea servo... Că știu că mi-ai povestit și asta, că... Păi asta ți-am povestit-o fără servodirecție acum câțiva ani în urmă, după 20 ceva de ani.
Na, deci aproape de pensionare. Aproape de pensionare am avut avionul ăla, ultimul. Că trebuia să faceți numărul de kilometri. Da. Trebuia să face un drum greu, oarecare de kilometri, pentru ca să ajungi cu ea la reparație capitala. Și pe urmă, vorba aia, la casare, dacă da. Era cazul. Și pentru asta umplam kilometri pe foaia de parcurs. Și benzina n-aveam ce face cu ea, decât să o beau. Când vă săturați de băut, o aruncați pe șantă. Da. Te-ai apucat să-mi povestești de armată. Că în afară de cele două transferuri pe care tot așa a trebuit, le-ai vrut, dar destul de greu le-ai primit. Așa? Și la armată tot și acolo a fost un transfer. Nu chiar transfer, da, dar tot acolo, cam acolo. Tot cam așa. Și acolo a fost greu. Că nu vrea să mă lase să mă duc la școala de șoferi. Până la urmă, la intervenția comandantului de divizion. Matale a ieșit în față. Am ieșit în față. Și comandantul de pluton, un locotenent major, Dobrin. Dobrin. M-am întâlnit cu el după ce m-am liberat la Bruna, în 2, pe Craiova. Cu ce ocazie, nu știu. Da. Nu mă lăsa că unde pleci, mă? Tu nu vezi că răcar nu mai vin, că n-ai mai venit. Noi am fost, deci se tot reducea armata și nu mai venea recrut. Și rămânea... Și greutatea rămânea pe ăștia care erai deja acolo de un an de zile. De-abia te instruie să, ce să faci ca telefonist, ca aia făceam. Și gata să plec. Și când a văzut comandantul divizionului, ce vrea băiatul? Păi vrea să ducă la școală. Dă-i drumul. Dar înainte mai plecaser la școală de șofer, numai că nu puteai să te duci că... Mai plecaser, dar... Nu era familia de care trebuie. Luase prima serie, ajutor de șoferi, mecanici, știi, de ăștia mai în branșe. Dar eu care pusesem la coarele lui, hei, ce-a prieteni, hei, murgilă! Agricultor. Agricultor. Eu nu am vrut să mă lasă prima, dar atunci când a intervenit șeful de divizion, băia de la Târgu, și un băia bun. Vezi că nu vine acum memorie acum. Eu mă mir că-ți vin alte nume în cap. Pătrășcoiu. Pătrășcoi. Bun băiat. Bun pentru faptul că merg. Câtea? Nu, dar era și, că erau și oameni care erau sufletiști. Înțelegi? Și uite așa m-am dus la școală, unde am muncit și acolo, 6 luni de zile. Am făcut școală și școală, vorba aia. Dar a fost și de muncă. Că zicea că n-are școala foturi și ne trimitea la încărcat de sfeclă, uite, pe vremea asta, în gara. Era stive de sfeclă la gara, pe betoanele pe acolo, pe unde, pe rampe. Și trebuia să le încărcăm? Să le încărcăm cu forca în vagoane. Înțelegi? Și până la urmă eu nu știu cum am făcut, că am plecat de acolo, era prea frig sau nu știu de ce. Adică m-a aduat șeful de stat major, nu știu, dracu, era sau locuitor politic, dracu, să mă ia. Tână Zeițcule, tu care vrea să te fac membru de partidul, pleci de la încărcat de speclă. Nu știu, am plecat singur sau cu toți, nu știu, dracu, dar am plecat. Cum s-a mâncat zilele șeful de la carotaj? A, Cristescu. Care vrea să plece de acasă? Da, eu aveam și o treabă acasă, eram și tânăr, vorba aia. Stau și eu cu familia mea. El se certase cu muiera, se despărțise și casa lui era
la sondă. Parcă-l văd că în, în cabină acolo aveam o mașină steag roșu, cu o cabină așa până în față și aici, în spatele șoferului, era, se făcea două rânduri de, de paturi. Și se făcea, dormeam, trebuia să stăm trei inși să dormim acolo. Știi? Uh-huh. În cabina aia. În cabina aia. Și tot de acolo dădeai paturile jos și manevrai toba cu cablu care era în spate. Era un geam care era culisant și aveai toba cu ochiul pe geam sau când era cald, n-ai geamul deschis și vedeai ce, cum merge treaba. Cu frână de mână, cu reductorul aceea, auto specială. Cablul ăla, la ce se folosea? Păi îl băgai în sondă, cu aparate, cu diferite aparate. Cablul ăla avea o lungime de cel puțin 2000 de metri. De la 2000 de metri în sus. 3000, 4000. Deci 2-3-4 km așa, de da, cablu. Da. Câtă căblăra e? Se făcea ca pe măsură. Ca ața pe măsură, așa s-a așezat.